Mișcarea Română de Rezistență s-a constituit în anul 1949 în județul Mehedinți și a inclus categorii din toate clasele sociale, țărani, muncitori, intelectuali, mai ales învățători, profesori, advocați și medici. Ea își propunea să mențină trează dorința poporului de a trăi liber, să mobilizeze populația pentru a-și păstra modul tradițional de viață, în speranța că dominația sovietică se va sfârși, iar comuniștii vor pleca de la putere. Pentru aceasta au editat manifeste, au trimis două scrisori la ambasada franceză din Iugoslavia, din Belgrad, folosind piloții de catarate care aveau voie să conducă nave în zona Severinului, fiindcă atunci zona respectivă era considerată zonă de frontieră și se intra numai cu pașaport. O altă acțiune a Mișcării Române de Rezistență a fost ajutarea cu alimente și bani a familiilor demnitarilor politici deja arestați. Au fost ajutate familia Titel Petrescu, familia Dumitriu și familia Ticoarchi. Au organizat un grup care trebuia să sprijine pe deținuții politici evadați din închisori sau lagăre. Au luat legătura cu luptătorii din munți, conduși de Nicolae Trotan, și împreună trebuiau să acționeze în favoarea forțelor democratice în cazul unui conflict armat între Rusia și puterile occidentale. În confruntările dintre miliție, securitate și luptătorii din munți au murit Nicu Vulcănescu, Sever Popescu și a fost spânzurată țăranca Maria Ursoniu. Conducătorii Mișcării Române de Rezistență au fost învățătorul Dumitru Totir, absolvent al Școlii Normale din Satul Mare, maestru constructor de nave Dumitru Năsărâmbă, reprezentant al Partidului Social Democrat Independent. Dumitru Totir reprezenta Partidul Național Țărănesc Iuliu Maniu. De aceea răspundea de cooptarea țăranilor și a intelectualilor din mediul rural în mod expres și de alți membri PNC. Dumitru Năsărâmbă răspundea de cooptarea membrilor PSDI. Iar al treilea conducător, Gheorghe Florescu, advocat, răspundea de cooptarea altor categorii politice, liberali, legionari sau alte orientări, neținându-se cont de divergențele politice, nemai ținându-se cont de divergențele politice, mișcarea afirmând că în momentul respectiv toate partidele, indiferent de orientare, au același scop: să scape țara de dominația sovietică și să înlăture comunismul de la putere.